Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, Împietrirea inimii este o problemă extrem de serioasă pentru că ea poate aduce lucruri îngrozitoare în viețile noastre. O inimă împietrită este o piedică în calea binecuvântărilor. Exemplul lui Faraon este elogvent în această direcție. Din pricina lui, poporul evreu nu poate pleca spre țara promisă lor de Dumnezeu, iar poporul Egiptului are de îndurat urgiile venite asupra lui. Acum, Poate că unii gândesc că în cazul Egiptului este mai mult vorba despre intervenția lui Dumnezeu asupra inimii lui Faraon. Trebuie însă să ne aducem aminte că Dumnezeu nu a făcut altceva decât să-i permită lui Faraon să exprime ce este în inima lui. Și o face foarte bine. Dintr-un alt punct de vedere, Faraon este direct responsabil de ceea ce se petrece în Egipt. Vedeți, noi oamenii ne influențăm unii pe alții într-o foarte mare măsură. Faraon avea o foarte mare influență asupra poporului egiptean, și cu toate că cei mai mulți au început să vadă mâna puternică a lui Dumnezeu, mulți au început să recunoască că Domnul este adevăratul Dumnezeu, Faraon este neschimbat. El nu vrea încă să recunoască pe Domnul. Un alt aspect care trebuie remarcat este acela că nu neapărat în urgie este revelat Domnul. Amintiți-vă că în câteva dintre aceste urgii sau plăgi abătute asupra Egiptului, vracii sau înțelepții din Egipt au reușit și ei să facă ceea ce făcea Aron și Moise. Numai că atunci când a fost vorba despre izbăvire, aceștia nu au avut nicio putere. Mă gândesc că este de fapt un principiu real și activ în orice vreme. Atunci când este vorba despre distrugere, noi oamenii suntem și noi o forță, suntem o forță pentru că ne lăsăm folosiți, manipulați de cel ce este părintele distrugerii, diavolul. Însă în ceea ce privește izbăvirea, ea nu poate veni decât de la Dumnezeu. Acest lucru l-am putut vedea și în cazul urgiilor, dar se vede cel mai bine în izbăvirea adusă în lume de Domnul Isus Hristos. Dragii mei, izbăvirea vine numai prin Domnul nostru. Nimeni altcineva, indiferent de puterea pe care o are, nu poate aduce izbăvirea. De ce? Pentru că este vorba despre o putere a sacrificiului pe care nimeni altcineva, cu excepția Domnului Isus, nu putea să-l facă. Și în ceea ce privește izbăvirea poporului evreu din robia egipteană, numai Dumnezeu poate să o rezolve. Cu toată împotrivirea lui Faraon, Dumnezeu va scoate poporul său pentru că nimeni nu poate să-i stea împotrivă. Suntem acum la capitolul 9 din Cartea Exod. Până acum, asupra Egiptului s-au abătut șase urgii. Este vorba despre transformarea apei în sânge, broaștele, păduchii, muștele, moartea vitelor și bubele fierbinți. În toate acestea egiptenii au putut vedea mâna puternică a Domnului. Faraon, în schimb, nu vrea să cedeze. De aceea Dumnezeu va continua să aducă urgia asupra Egiptului. Până acum, acestea afectau fie animalele, fie oamenii. De acum însă vor începe urgii care vor afecta atât oamenii, cât și animalele la un loc să vedem deci care este următoarea urgie descrisă în acest capitol 9. Și vom începe de la versetul 22. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre cer și are să bată piatra în toată țara Egiptului pe oameni, pe vite și pe toată iarba de pe câmp în țara Egiptului. Moise și-a întins toiagul spre cer și Domnul a trimis tunete și piatră de cădea foc pe pământ. Domnul a făcut să bată piatra peste toată țara Egiptului. A bătut piatra și focul se amesteca cu piatra. Piatra era așa de mare încât nu mai bătuse piatra ca aceea în toată țara Egiptului de când este el locuit de oameni. Izbăvirea celor oameni era din nou o problemă de credință. Aceia care au crezut cuvintele lui Moise s-au pus la adăpost și au pus la adăpost și ceea ce aveau. Cei care au făcut așa au fost izbăviți. Cei care nu au vrut să creadă au fost loviți de această piatră și foc cum niciun om nu mai văzuse. Ei plăteau prețul necredinței lor. Dragi prieteni, credința și necredința vor avea parte de răsplată, dar ea va fi distinctă pentru fiecare. Cine crede în cuvintele Domnului va avea parte de izbăvire, de mântuire. Cine nu, va avea parte de distrugere. În tot timpul urgiei, Dumnezeu a cruțat ținutul Gosen. Și lucrul acesta trebuie luat în considerare. Cei care sunt al lui Dumnezeu sunt izbăviți. Ei erau a lui Dumnezeu prin legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram, Isaac și Iacov. Cu noi Dumnezeu a încheiat un legământ prin Domnul Isus. Problema este însă dacă noi credem în acest legământ. Pentru că, asemenea cazul egiptenilor, numai credința va duce izbăvirea. Regii mei, odată cu această urgie se petrece și o modificare importantă în comportamentul lui Faraon. Faraon a trimis să cheme pe Moise și pe Aron și le-a zis De data aceasta am păcătuit. Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. Rugați-vă Domnului ca să nu mai fie tunetă și piatră. Și vă voi lăsa să plecați și nu veți mai fi opriți. Pentru prima dată de la începutul urgiilor, Faraon recunoaște că a păcătuit el și poporul lui. Nu poate exista iertare și izbăvire fără această recunoaștere. Aceasta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi: recunoașterea păcatelor noastre. Acum, nu este vorba despre un orgoliu al lui Dumnezeu care trebuie satisfăcut, ci este vorba despre a recunoaște starea în care ne aflăm. Atunci când suntem bolnavi, trebuie să recunoaștem acest lucru nu pentru orgoliul medicului, ci pentru vindecarea noastră. La fel este și în cazul păcatului. Pentru a primi iertare, este nevoie să recunoaștem că avem nevoie de ea. Însă este nevoie de o recunoaștere de plină, totală. Faraon nu a avut acest fel de atitudine. La el a fost o recunoaștere de circumstanță. Faraon văzând că ploaia, piatra și tunetele încetaseră n-a contenit să păcătuiască și și a împietrit inima el și slujitorii lui. Lui faraon i s-a împietrit inima și n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece, după cum spusese domnul prim Moise. Din nou, doresc să remarc modul în care ne influențăm unii pe alții. Faraonii au influențat pe ceilalți, care și-au împietrit și ei inimile față de Dumnezeu. Dar, Dumnezeu va interveni din nou. Vedeți, Dumnezeu are mijloace nelimitate pentru a ne arăta cine este și care este puterea lui. Însă să nu uităm că cel mai mult îl dorește să-l cunoaștem prin izbăvire, mai degrabă decât prin distrugere. Să vedem acum, însă, care este cea de-a opta urgie. Ea este urgia lăcustelor. O ploaie de lăcuste se abate asupra Egiptului consumând toată verdeața. Însă, înainte de a intra în detaliile ei, aș vrea să ascultăm cu atenție cuvintele pe care le adresează Dumnezeul lui Moise. Domnul a zis lui Moise, du-te la faraon căci am împietrit inima lui și slujitorilor lui ca să fac semnele mele în mijlocul lor și ca să istorisești fiului tău și fiului fiului tău cum m-am purtat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Semnele acestea pe care le făcea Dumnezeu nu erau numai pentru egipteni. Nu erau destinate numai lor. Nu erau numai ei cei care aveau nevoie de aceste semne. Israelul avea și el nevoie de cunoașterea puterii lui Dumnezeu. Pentru câteva generații evrei au trăit în mijlocul egiptenilor și se pare că mulți dintre ei nu mai cunoșteau pe Domnul așa cum fusese el cunoscut de strămoșilor, Avram, Isaac și Iacov. Ei aveau o imagine mult mai săracă despre Dumnezeu. Dar Domnul va lucra acum și în mijlocul lor, la fel cum a lucrat în viața strămoșilor lor. Aduceți-vă aminte de Avram, Isaac, Iacov, Iosif, experiențele minunate pe care ei le-au avut cu Domnul modul în care Dumnezeu intervenea în mod miraculos în viețile lor. Pe de altă parte, cred că ne putem întreba oare ce l-ar putea mișca pe faraon încât să dea drumul poporului să plece. Dar nu numai noi ne punem această întrebare. Pe lângă cei slujitori care și-au împietrit inima împreună cu el, sunt și unii care se întreabă ce se întâmplă cu faraon de nu vede starea în care ajunsese poporul. ascultați numai pe acești slujitori. Moise și Aron s-au dus la faraon și au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor, până când ai de gând să nu vrei să te zmerești înaintea mea. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vei vrea să lași pe poporul meu să plece, iată, voi trimite mâine niște lăcuste pe toată întinderea țării tale. Ele vor acoperi fața pământului, de nu se va mai putea vedea pământul, vor mânca ce a mai rămas nevătămat, vor mânca ce v-a lăsat piatra, vor mânca toți copacii care cresc pe câmpiile voastre, îți vor umplea casele tale, casele tuturor slujitorilor tăi și casele tuturor egiptenilor. Părinții tăi și părinții părinților tăi n-au văzut așa ceva de când sunt ei pe pământ până în ziua de azi. Moise a plecat și a ieșit de la Faraon. Slujitorii lui Faraon i-au zis, Până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tu nu vezi că piere Egiptul? Unii dintre slujitori au văzut despre ce este vorba și se duc după Moise și Aron. Au întors la faraon pe Moise și Aron. Duceți-vă, le-a zis el, și slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Car și cine sunt cei care vor merge? Moise a răspuns. Vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și cu fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Țineți minte aspectul acesta, o sărbătoare în cinstea Domnului, pentru că este foarte important. Acum, vă amintiți ce îmi spuneam despre abilitatea politică a lui Faraon. Vedeți, specifică politicii este negocierea, atragerea de timp, atragerea avantajului de partea ta. Ei bine, faraon avea aceste aptitudini. El caută să negocieze cu Moise și Aron. Faraon le zis, Așa să fie domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri. Luați seama că ci este rău ce aveți de gând să faceți. Nu, 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 ci duceți-vă voi, bărbații, și slujiți domnului, căci așa ați cerut. Și i-au izgonit dinaintea lui faraon. Faraon vrea să lase numai bărbații să plece, pentru că voia să aibă o siguranță că se vor întoarce înapoi la familiile lor. El încearcă să-l ispitească pe Moise cu această ofertă. Dragii mei, la fel cum Faraon încearcă să-l ispitească pe Moise, copiii lui Dumnezeu sunt și ei ispitiți de cel ce-l conducea pe Faraon, Satan. Încă de la o vârstă fragedă, societatea își crește copiii cu mentalitatea că în viață trebuie să profite de orice. Trebuie să învețe să câștige prin orice mijloace și să-și ofere cât mai multe plăceri, indiferent de costuri. Încă de foarte tineri suntem provocați la tot felul de compromisuri, pe care societatea le cere ca jerfă de la toți cei ce vor să intre în rândurile ei. Dragii mei, se cere multă veghere, multă atenție, mai ales acum când suntem atât de aproape de venirea Domnului nostru. Cu cât se apropie ziua aceea, cu atât se pare că subtilitatea inamicului și mijloacele lui de înșelăciune cresc. Dar, dragi prieteni, nu se pot face compromisuri cu Dumnezeu. Nimeni nu poate, nici măcar faraon. Domnul a zis lui Moise, întinde mâna peste țara Egiptului ca să vină lăcustele peste țara Egiptului și să mănânce toată iarba pământului, tot ce a lăsat piatra. Moise și-a întins toiagul peste țara Egiptului, și Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit peste toată țara. Toată ziua și toată noaptea aceea. Dimineața vântul dinspre răsărit adusese lăcustele. Lăcustele au venit peste țara Egiptului și s-au așezat pe toată întinderea Egiptului. Era un număr atât de mare cum nu mai fusese și nu va mai fi un astfel de roi de lăcuste. Au acoperit toată fața Pământului, de nu se mai vedea Pământul. Au mâncat toată iarba de pe pământ și tot rodul pomilor, tot ce lăsase piatra, și n-a rămas nimic verde în copaci, nici iarba de pe câmp în toată țara Egiptului. Sunt câteva lucruri interesante relevate prin această plagă a lăcustelor. Observați mai întâi că ele nu au apărut atât de miraculos precum au apărut celelalte, ci un vânt a venit din est, le-a dus pe toată suprafața Egiptului. Acum, Asea era recunoscută pentru mulțimea lăcustelor. A fost suficient acest vânt care se le aducă în lunca verde a Nilului. Ele au despuiat toate plantele de frunzele lor, făcând un mare dezastru. În scriptură, lăcustele sunt privite ca o imagine a judecății. Probabil, această plagă sau urgia lăcustelor a fost una din cele mai grele pentru ei. Dificultățile pe care le creează o astfel de plagă vin din faptul că tot ce este verde plantele, vegetația, este distrus. În felul acesta, nici animalele și nici omul nu mai are hrană. Apoi vine moartea acesta cruntă și înceată. Cartea Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, vorbește și ea despre astfel de urgie care va veni asupra Pământului. Cred că aceste insecte au avut un mai mare impact asupra Egiptului decât le-au avut celelalte urgii. Să luăm în considerare și faptul că natura încă nu era refăcută de pe urma celorlalte plăgi. Înainte de lăcuste fusese acea urgia a pietrelor și a focului. Și credeți-mă, nu este puțin lucru. Călătoream odată prin țară și am trecut printr-o zonă unde fusese o furtună puternică însoțită de o cădere de pietre. Nu am văzut ceva mai dezolant decât acele câmpuri. Deși trecuseră două săptămâni, vegetația încă nu era refăcută, Copacii erau fără frunze, câmpurile aveau iarba culcată la pământ, iar cele mai multe dintre culturi erau distruse. Ei, într-o astfel de situație, lăcustele sunt tot ce mai lipsește. Se pare însă că faraon era mai preocupat de autoritatea lui decât de bunăstarea poporului. Pentru că încă nu vrea să dea drumul Israelului. Abia când vede distrugerea făcută trimită după Moise și Aron. Faraon a chemat îndată pe Moise și pe Aron și a zis, am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră. Dar iartă în păcatul numai de data aceasta și rugați pe Domnul Dumnezeul vostru să depărteze de la mine și urge aceasta de moarte. Din nou își recunoaște păcatul faraon. Dar știți ce mai este interesant aici? Că Dumnezeu nu stă să analizeze cât de profundă este pocăința lui faraon, cât de sincere sunt cuvintele lui, când Dumnezeu promite binecuvântarea ce vine în urma pocăinței, nu mai stă pe gânduri. Este exact ceea ce se petrece în cazul lui Faraon. Moi s-a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. Domnul a făcut să sufle un vânt foarte puternic dinspre apus, care a luat lăcustele și le-a aruncat în Marea Roșie. N-a rămas o lăcustă pe toată întinderea Egiptului, dar nu durează prea mult pocăința lui Faraon. Cum își retrage Dumnezeu mâna, cu minima lui Faraon începe să arate ceea ce este cu adevărat în ea. Tocmai aici este motivul pentru care Dumnezeu nu chestionează pocăința noastră. În momentul în care suntem lăsați în voia noastră, El știe că ce este în inimă se va reflecta imediat în fapte și atitudini. De aceea, dragi prieteni, este nevoie că atunci când ne pocăim, să punem inima noastră în mâna Domnului. De fapt, pocăința este mai mult decât părerea de rău pentru ceea ce ai făcut. Ea implică și decizia de a te schimba, de a nu mai repeta acele greșeli. Acum, este foarte adevărat că de multe ori cădem în același loc, însă ceea ce este important este că Dumnezeu cunoaște inima. Dacă inima noastră este în mâna Lui, este dăruită Lui, atunci El este acela care produce necesarele schimbări. Iată deci de ce pocăință nu înseamnă numai părere de rău, ci și această predare a inimii Lui Dumnezeu. Aceasta era problema lui Faraon. Lui părea rău, dar nimic mai mult. Imediat ce circumstanțele se schimbau, revenea și el la poziția inițială. La fel se întâmplă și acum. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre cer și va fi întuneric peste țara Egiptului. Așa de întuneric, de să se poată pipăi. Moise și-a întins mâna spre cer și a fost întuneric beznă în toată țara Egiptului timp de trei zile. Nici nu se vedeau unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar în locurile unde locuiau toți copiii lui Israel, era lumină. Însemnata zeitatea Egiptului, zeul Ra, zeul Soare, era acum în dificultate. Dumnezeu este cel ce a creat soarele și lumina lui este binecuvântarea pe care o dă el copiilor săi. Dragi prieteni, suntem noi conștienți că lumina este o binecuvântare? Am fost odată în vizită într-o peșteră. La un moment dat, lanterna din dotare s-a stins. Nu vă pot descrie senzația de atunci. Era un întuneric greu pe care îl simțeai ca o povară ce te apăsa. Dragii mei, lumina este o binecuvântare, iar lumina spirituală, Domnului Isus, este o binecuvântare și mai mare. El a spus, eu sunt lumina lumii și, într-adevăr, El este lumina de care lumea aceasta are nevoie. El este lumina pentru sufletele noastre. Într-o zi, așa cum gosenul era luminat, numai cei care vor avea pe Domnul Isus vor avea parte de lumină iar restul vor fi în întunericul păcatului și acesta nu pentru o zi, ci pentru veșnicie. Faraon încearcă din nou să negocieze. Faraon a chemat pe Moise și a zis, Duceți-vă și slujiți Domnului. Să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. Vă gândiți poate că, dacă au primit această propunere din partea lui Faraon, nu ar fi fost rău să accepte și să pună în felul acesta capăt suferințelor egiptenilor. Dar din nou, cred că este aici vorba despre o lecție pentru creștinul modern. Dumnezeu spusese că Israelul va ieși cu tot ce va avea din Egipt. Și imaginea este una foarte sugestivă. Ea se referă desigur la mântuire. Atunci când Dumnezeu vrea să ne scoată din lumea aceasta, el vrea să o facă pe deplin Dragi prieteni, atunci când devenim ai Domnului, devenim ai Lui cu tot ce suntem și cu tot ce avem. Acei care lasă ceva în urmă ajung să fie mereu în tensiune între ceea ce este al Domnului și ceea ce au ținut pentru ei. Și este o mare problemă. Când devenim mai Domnului și serviciul, cariera noastră, bunurile pe care le avem, toate trebuie puse la dispoziția Domnului. Acesta este motivul pentru care Domnul vrea să-i scoate pe evrei cu tot ce au din țara Egiptului. Dar să vedem ce spune Moise cu privire la compromisul propus de faraon. Moise a răspuns, Chiar să ne dai tu însuți jerfele și arderile de tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru și turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi și să nu rămână o unghie din ele, căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru. Iar până vom ajunge acolo, nu știm ce vom alege ca să aducem Domnului. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a vrut să lasă să plece. Faraon a zis lui Moise, ieși de la mine, să nu cumva să te mai arăți înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea vei muri. Da, a răspuns Moise, nu mă voi mai arăta înaintea ta. Moise nu face un asemenea compromis. Așa cum spuneam, Dumnezeu îi voia cu totul pentru el. Tot ceea ce aveau trebuia pus la dispoziția lui. Moise nu face niciun compromis pentru că el este credincios Domnului care a dat această misiune. Faraon este din nou supărat și cere lui Moise să nu se mai arate în fața lui. Nu o va mai face. Pentru că, după ultima urgie, Faraon va fi preocupat cu plânsul și durerea lui. Poate credeți că Moise, sau Dumnezeu care îl trimite pe Moise, este neînduplecat. Dar ce putem spune despre Faraon? După ce a trecut prin toate aceste urgii, încă mai refuză. Poate că n-ar trebui să fim prea surprinși de această atitudine a lui Faraon. Sunt persoane care se luptă cu Dumnezeu și poate că nu au parte de experiențe atât de radicale ca cele ale lui Faraon. Au poate parte de dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu mai degrabă. Dar cu toate acestea nu vor să-l asculte și să accepte binecuvântările lui. Dragii mei, ultima urgie prin care va trece Egiptul este cea mai bună imagine a ceea ce se va întâmpla cu cei ce nu ascultă de Domnul. Să fim deci cu luarea minte. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.